Eu singurul lucru ce am spus și reproșez de sentimentalismul care el și de aia nu s-a reușit mai mult și îl spun acum și am mai spus-o și între particular așa, sentimentalismul lui pentru că s-a legat pentru anumiți jucători care nu mai trebuiau să mai fie la echipa asta pentru că noi cele mai mari... Sorine, da. Cine nu mai trebuia să fie la echipă? Păi, hai să nu mai... Spus, cine? Păi nu, hai să spun eu, toți care au pierdut, am pierdut finala cu CFR-ul. După aia ne-am dus, ne-a bătut ăsta, cum îi zice, Locomotiv Tbilisi, am ieșit din cupele europene. Ne-a bătut... Zi-mă, Sorine, cu subiect și predicat, cine numai... Ne-a bătut Laci. Vă tot învârtiți în jurul cozii. Cine-s fotbaliștii? Eu spun problema asta la altă. Ia formațiile. Tot ceea ce spun de aceste nereușite sunt anumiți jucători care sunt în formația asta. Și au, adică, te întreb eu direct, Mateiu nu mai trebuia să fie la echipa asta? Nu numai Mateu, toți care erau pe acolo, cu ce jucam noi, cu nu mai știu ce mai aveam pe acolo, fundașul central, cu Bătăjelul, cu foarte mulți, care la momentul în care a fost, ascultă-mă puțin, Horia, în momentul în care a fost finala cu CFR-ul, la noi acolo trebuia să fie un declic. Atunci trebuia să-ți faci o analiză foarte bună a jucătorului lume, pentru că un meci de tipul ăsta nu s-a putut duce din cauza caracterului slab al de non-performanță al unora, au fost depășit de moment. Care se arată, care Sorin, care s-a arătat și aseară? Să mai... Da, nu știu, asta am spus, că n-aș vrea să cred că o luăm iară cum, știi că am zis la început, că o luăm cum am luat anul trecut, de câte ori jucăm meciurile importante ce dăm. Asta da. Sunt. Te referi și la Mateiu, de exemplu, te referi și la Ivan, că n-ar mai fi trebuit să fie, sincer. Păi sunt mulți. Gândește-te, uite treaba cu Ivan. Păi Ivan a ratat la Berșeva pe 5 milioane, a ratat penalti. I-a tremurat piciorul. Am jucat după aia meci important cu Steaua, a luptat de la 11 metri. Bă, și acum are 7 sau câte? Cred că are vreo 5 penaltiuri. Nu? Date până acum, de la Steaua atunci când a dat pe lângă bară și până acum, toate le-a dat. Ce înseamnă asta? Că atunci când e meciul foarte important, tremuri. Nu ai caracterul ăla puternic ca să treci de partida la partida respectivă care se impune, sângele la rece, care se impune la meciurile astea importante. Așa, și... Ți-am zis, luați formațiile, care au fost cu CFR-ul, care a fost cu Locomotiv Tbilisi, care a fost cu Laci, care a fost cu Berșeva, care să vedeți că jucători sunt de la o formație la alta, de la un meci la alta. Și tot aia, păi am avut o partidă, fii atent, după partida cu Berșeva, știi ce, am o discuție cu un jucător în aeroport și îi explic, bine mă, dăm gol în minutul 104, nu se poate mă cum să luăm în 105. Gol când trebuia să ăla, în sfârșit, discuții pe acolo. Știi ce îmi spune un jucător foarte important? Nu-i vreau să-i dau nume. Dar un jucător important la echipa asta și care e de foarte mult. Și îmi spune, Sorin, așa a fost să fie. Bă, și cum am venit să sar pe să decolez eu? Și am zis, băi băiatule, știi care e problema? Bă, așa a fost să fie la echipa asta, era valabil... În 2013 sau 2014 sau 2015 sau 2016. Dar acum, când suntem în 2022, nu e așa să fie, mă. Așa trebuie să fie. Că de-aia sunteți aici. Păi cine, Sorine, jucătorul? Cine e jucătorul? Mateiu. Poftim. Da. Așa a fost să fie. Bine? Da, a fost să fie. Și de asta spun. Aici sunt problemele lui Rotaru, lui Mihai. Cu sentimentalismul legat de anumiti jucători care nu l-au scos în foarte multe meciuri importante și care el a avut mari speranțe. Dar în ceea ce privește cheltuiala așa asta. Păi bă, numai, eu nu știu dacă îmi dă voie să spun. Păi numai eu când... Deci eu din ianuarie și până am plecat în 8 iunie am semnat cecuri de 2 milioane 700 sau 600 pentru împrumut făcut de rotarul la club. Băgat în club ca să ăla. Păi noi vorbim de ce cheltuie Rotar, au băgat foarte mult bani și nu exista fotbal în Craiova dacă nu era Rotar. Și din punctul ăsta de vedere, jos, șapo și tot. Singurele chestii care vă ți-am spus, este sentimentul s-a legat de anumite, așa a sperat el, cu jucătorii să îndrăgostiți și, eu știu, speranță deșartă.
Când el trebuia, pentru că la fotbal asta trebuie să facem în momente din ăsta. Dom'le, te-am plătit până acum, du-te, încerc cu altcineva. N-am reușit exact ceea ce trebuie. Nu trebuie să-i mai... Păi eu vorbesc cu el odată tot așa despre un jucător și spunem că nu mai... Acade de comun acord că să nu-i mai că nu o să-i mai prelungească contract. De cine? De cine, Sorine? Zim, dacă tot zici. De Nistor. Așa. Așa? Și discutăm treaba asta, după care îl văd cu... Și fac Mihai... N-am vorbit noi amândoi și ai zis că nu-i mai prelungești cu asta. Că știi, Sorine, m-a rugat și copilul, m-a rugat și Reghe și am zis... După care, asta a fost în februarie și în septembrie sau nu știu când îi dai despăgubiri și pleacă. Când tu nici nu aveai treabă să mai dai despăgubiri, respectiv, dacă nu-i mai prelungeai contractul. Da. Cu Mateiu tot așa. Cu Mateiu tot așa a fost o discuție. Tot așa, că nu mai nu știu ce, a venit ăsta, copilul. Cu antrenorul, cu Bali. Da. Și discuția, am auzit, băi, uite care problemă. Eu stăteam, noi discuție, eu, Rotaru, copilul și cu Bali. Și discuția, băi, ceea ce am văzut și eu, că până întreb un mijlocaș central din ăsta, mult mai activ, care să împarte, să aibă și apărare și atac. Toate caracteristicile și calitățile, nu știu ce am vorbit eu pentru un joc de dezvoltare și ăla. Și am zis, ia-ți un mijlocaș central, echipa asta are nevoie, căutăm de foarte, caută ceva să-i cumpără. Îi spunea lui Bali în discuțiile respective. Și atunci el, nu, că știi că eu cu Mateiu, că nu știu ce, că cu și îl întreabă Rotaru, tu ce părere ai de Mateiu? Erau într-o discuție dacă să-i prelungească contractul sau... Bali, da, pentru mine Mateiu e cel mai important, e foarte important, e așa, e pe dincolo. Și am spus, băi, Bali, păi tu vii și ne spui nouă ce trebuie, ce fac Mateiu. Păi nu l-am văzut de 2 ani de zile. Tu crezi că ai ceva antrenamente în plus față de, ca să-i dezvolți din calitățile astea care spui tu de acum încolo lui Mateiu? Păi știm ce poate să facă. Nu o să facă niciodată. Și exact aia s-a așa întâmplat. Am început campionatul, am pierdut cu Sepsi pe greșelile lor și am făcut 2-2 de la 2-0 cu Sepsi. Ne-am dus la Vlasnia, am greșit de acolo, s-a făcut 1-1 tot așa pe la calificarea mea, la tot pe niște greșeli din zona lui și a lui în mod special. Și asta a fost. Cum am mai fost și altele? Că eu am vorbit și cu Mihai, că am mai stăteam așa, trășea, spus, băi Mihai, uite care trebuie, haide. Băi, hai să nu le dăm toată puterea. Copilul e din Brașov, ăsta altul l-a adus pe ăsta din Brașov, pe Govanin. Dar hai să nu le dăm puterea lor, să o facem, tu te mai implici cum ai fost cu mine, cu ăla așa transmite, că nu venea să spună, bă, fă aia, dar transmitea o anumită din discuție, mai transmitea câte o idee. De exemplu, cum a fost chestia cu Bayram. Păi Bayram este... a fost trecut din stânga în centru, pe timpul ăla, dintr-o discuție care am avut-o eu cu Mihai și am insistat pe ăla și până la urmă a insistat și el cu tăția asta pe Reghe la vremea respectivă și l-a băgat în mijloc și a ieșit ce a ieșit cu Bayram foarte bine și jucat și da, evoluții. Sorile, deci, din punctul ăsta de vedere... Da, te rog. Scuze-mă puțin, că nu vreau să-l lași. Și discut și fac, hai să nu le dăm prea mare putere, că știi cum e, dar hai să facem cum am fost noi până acum, așa cu tare... Nu ies nici eu în evidență, dar mergeau lucrurile. Și îmi spune, Sorin, nu, eu am mare încredere în copilul, e prietenul meu și eu am mare încredere. Bine, Mihai, dacă tu ai mare încredere în el, nu mă bag eu, nu tu știi că face nu știu ce. Dar după aia a fost dezamăgit. El nu spune, dar a fost o mare dezamăgire. Nu vorbesc eu de dezamăgirile lui Rotaru, vorbesc în numele lui. De unde are ăla. Eu îmi spun o chestie, o părere, ce am simțit. Dintr-o chestie din asta. Dar a fost atenționat. Cum a fost și chestia cu asta? Păi la noi n-a venit Duarte, care l-a dat Mititelu. Păi n-a venit pentru că a fost blocat tot timpul de Marian ca să-l aducă pe ăsta, pe, cum îl cheamă, pe fundașul central de picior stâng ăsta, pe Silva. Păi noi comparăm pe Silva cu Duarte sau pe Duarte cu Silva, ăla de 30 și ceva de ani la copilul tânăr și puternic și în forță. Și am fost blocat de treaba asta. Eu cu Marcel Popescu insistam să vină ăsta și nu, ca să vină ăsta din Brazil. Nu, voi insistați să vină fundașul Mititelu, nu? Da, dom'le, Duarte, pentru că vorbisem cu ăsta cu Felgheira și Felgheira, eu am vrut să se meargă mult și eu și Marcel Popescu pe Felgheira. Felgheira și el fotbalist, știe foarte bine fotbalul românesc, are ochi de fotbalist și ne prezenta niște jucători pe care noi
I-am prezentat mai târziu după aia și am ales că noi discutam mult cu Marcel, dar faptul că veneau din Portugalia și vezi, Doamne, că îi propune Marcel Popescu sau, dar și Marcel Popescu trecea și prin filtrul meu, discutam amândoi, ne uitam, tu ce părere ai. Am înțeles și voi îl vroiați pe Duarte de la Craiova lui Titelu, nu? Absolut, absolut. Și... A stat o bună perioadă așteptat acest lucru și nu l-am putut lua pentru că el era blocat, l-a așteptat pe Silva. Da. Nu vrea să-l aucă pe... Când putea să-l luăm și pe Duarte și pe Silva, care erau? Că până la urmă nu s-a ajuns da, deci... să-l iei și pe Jaicov. Da, deci uite, până la urmă... Nu prea am vorbit, am tăcut, uite, acum ai scos totul din mine. Da. Ai mai scos cam mult din mine. Da, da, asta, se întâmplă asta se întâmplă după Grecia. Da, vezi, din punctul ăsta de vedere, îi dai dreptate lui Gigi Becali, că e pragmatic. Gata, bă, pleacă, alții la rând, alții. Gigi e pragmatic, Sorin. Da. Ai văzut cum e la Gigi? Nu joci, te-am dat. Da, domne, foarte bine. Gigi, Sorine, Gigi Becali n-are sentimentalisme. Da, bravo. Nu există sentimentalisme la fotbal, să știi. Pentru că tu sentimentalismele sau eu știu, te vorbește cineva de rău, nu te vorbește niciodată un fotbalist, să ții minte. Pe mine toți fotbaliștii m-au respectat și mă stimează și îmi dau și acum. Pe mine poate jucătorul de fotbal am o problemă, pentru că n-am înțeles din principii și ce am vrut eu să fac. Dar așa trebuie făcut. Dom'le, ție-ți niște la supărări, sunt la jucătorii de fotbal. Fotbalistul niciodată n-are, pentru că recunoaște, știe, da, dom'le, gata, a statat, aici plec, nu trage de tine să se roage de tine să stai. Își găsește echipe și face asta. Dar la modul ăsta, așa trebuia lucra. Și cu, eu i-am spus, de multe ori am reproșat. În discuții, că am intrat, am spus odată, eu nu sunt un tip care nici să contrazic și nu să cad așa ca iarna pe zugrav pe om. Îi spun, îmi spun punctul de vedere, dacă vrei să asculti bine, dacă nu, ce? Da. Sorine, ai văzut, Sorine, pac, ți-am găsit cheița, nu? Ai văzut cum ți-am găsit cheița? No. Pac, le-ai spus, nu, da, știi cum e? Noi când am discutat să vii analiz la noi, ți-am zis, bă, Sorine, spune-mă pe față tot acum, vorbește cum ești tu. Că tu ești, bă, tu ești Sorin Cârțu, ți-ai câștigat dreptul să spui orice. E Sorin Cârțu, punct, subiect în chestie. Dar asta a plecat și de la ideea ce ai vorbit tu cu Rotaru și ăsta. Mihai a băgat și bagă foarte mulți bani și vrea și... Are o ambiție nebună să ia titlul anul ăsta. Sorin, o ambiție nebună să ia titlul anul ăsta. N-a ținut nimeni echipa Universitatea Craiova cum a ținut-o Rotaru și cum o ține Rotaru. Deci nu există. Nu există comparație cu tot ce au fost până acum. La nivelurile respective de atunci, cu banii care erau sau cu tare, că erau mai puțin, valorau altul. Da. Era altă valoare a banului său. Omul ținut echipa și... Milioane și milioane. Da, ți-am spus. A pierdut... Tot așa, a câștigat și milioane, a luat și... Nu că a câștigat, că una peste alta nu câștig. Dar pe ăla a și scos niște bani, a venit, că el nu i-a scos de fapt pe aia și pe vânzarea care a fost tot acolo, i-a băgat. Dacă ai idee, a vândut niște jucători pe niște milioane, dar a și pierdut foarte multe din sentimentalism și din niște influencer. Pentru că eu nu înțeleg să te țin influencer, frate. Cum să te țin influencer să spui dacă tu mi-l aduci pe Ivanov, mi-l aduci pe Big, mi-l aduci pe Ceaca și nu iau niciun ban, dau desfăgubiri pentru ăștia. Mi-l aduci pe Mamut și ăsta la altul, dar în schimb pe urmă te ascult și la alții. Păi bă, dacă tu eu am pierdut cu ăștia, pierd și cu alții, câte am pierdut. Și alți jucători, luați aiurea și plătiți pe aici, stat pe... salarii bune și neajutând nimic ca echipa asta, dar eu tot pe tine ascult de tine, că să facem aia, să facem mai lat. Înțelegi? Păi uitați-vă și voi, cum ați vrea voi să... Eu așa înțeleg, bă, un jucă pe Silva, iară că dau puțin, că cred că are cel mai mare salariu. Cât are? Are cel mai mare salariu al echipei. Cât are? Din club. Nu mai spun acum cât are. Ți-am zis că are cel mai mare cheie, că tu bagi tu cheie. Nu mai baga nicio cheie. Că nu e. Deci ăla, are cel mai mare, ți-am spus că are cel mai mare salariu. Păi bă, și tu cu nu ești în evidență, tu greșești la fiecare etapă, eu te schimb. Te schimb la pauză. Păi nu era la un moment dat, aveam o bancă, cum e, ăla-l-ai unul dintre cele mai mari salarii, iar că portarul. Și tu aperi costă la tu cu copilul ăsta de neascos din toate la. Când a apărat... Arlauskis, dar lasă și peste altul care e Glazer. Glazer, tu știi ce contract are Glazer?
Înțelegi? Și tot așa, îl ții pe bancă. Pentru că atunci când a fost, i-a tremurat mâinile. I-am și spus, bă, de ce n-a ieșit la centrarea aia când a dat ăla cu capul ăla? Păi că nu știu că toare fața a fost, că am mai făcut să una prin minutul 90. Am înțeles. Gata, Sorine, te opresc, te opresc, e ok. Mai, oprește-mă ca să mai spun și altă. Da, exact, e de ajuns pentru astăzi, ca să zic și așa. Crezi tu, auzi, crezi tu că să termin? Am multe, frate, dacă am ești. Am înțeles. Sorine, mulțumim. Inepuizabil. Mulțumim frumos, sexosule, ceau, sexosule, ceau, bronzatule, mulțumim. Păi să țineți minte, aici, cum i-am spus lui Sandu Boc odată, aveam o discuție și îmi spune, bă, uite, îmi vin niște prieteni, că bă, că mi-a rămit că părul, că nu știu ce, că sunt așa, că să mă boxesc. Păi, băi, tu ascult aici, spune-le așa, bă, în lumea asta, Alain Delon nu s-a vopsit niciodată. Richard Gere nu s-a... Belmondo nu s-a... Cei mai bine bărbați. Sorin Cârțu nu s-a vopsit. Ce te cum să vopsești tu vreodată? Mulțumim, Sorine. Mulțumim bine mult de tot. Ceau. A fost Mihai, Sorin Cârțu într-o formă de zi... Zi, Mihai. Păi Mihai, că primite mereu... Te sun după emisiune ca să-ți continui... Da, da. Nu mai trimite atâta, că ești nebun. Gata, trimite. La prânz, la prânz. Gata, Sorin. Bine, oprește-te cu dezvăluirile, gata, oprește-te. Sorin, bă, de neoprit. Am și rămas cu o vorbă, da. Cu iarna peste zugrav. Da, 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 e bun asta când, vine, când se prăvale iarna peste zugrav.